Postul Crăciunului și postul Paștelui sunt cele mai mari din an, durata lor fiind de 40 de zile. Postul Crăciunului este unul destul de permisiv, astfel că există multe zile cu dezlegare la pește. Postul Crăciunului este ultimul și cel mai ușor din anul bisericesc și începe la scurt timp după moșii de toamnă. Pe toată durata lui sunt multe zile cu dezlegare la pește, ulei și vin. Atunci, preoții le recomandă credincioșilor să țină post negru. În postul Crăciunului se obișnuiește ca toți credincioșii să postească de carne, lapte, brânză și ouă, în timp ce lunea, miercurea și vinerea se consumă mâncare fără ulei și fără vin. Aia mă întrebați, o intimitate a mea, nu o pot să mă domnișoară. Sunt bătrân la vârsta mea, ce să mai țin. Dar țin de obicei, țin fiecare an, dar nu o să zic azi, miercurea nu mănânc sau unii, sau zi de zi. A păcătuit el Eva și cu Adam, dar noi. Cât de cât, dar nu pot, pentru că sunt prea în vârstă și simt nevoia de m-a hrăni suficient. Și nu pot. Dacă țin două zile, trei, a patra, nu mai pot. Asta e. Este recomandat ca persoanele care țin postul Crăciunului să fie cumpărate din punct de vedere alimentar, să continue să consume alimente sănătoase, bogate în vitamine. Carnea poate fi înlocuită cu soia. Sunt 100%. Așa am crescut și așa vreau să mor. Mă duc și la biserică fiecare duminică. Sunt ortodox. Tot în post, în zilele de marți și joi, se face dezlegare la unt de lemn și vin, iar în sâmbetele și duminicile, până pe data de 20 decembrie inclusiv, se dezleagă la unt de lemn, pește și vin.